suntem cu Andreea și mergem să cumpărăm vară. Spune-mi și tu, Maria, salut! Uite aici, la cameră! Salut! Bravo! Vrem să luăm vară să decorăm în sufragerie, că Maria a cam scris toți pereții. Și nu prea sunt locuri de parcare aici. Era aici loc? Am venit să căutăm tapet. O să punem pe un perete tapet. Și ne gândim la ceva care să aibă culoarea turcoaz, pentru că așa se îngână pelele mele. Pink? Pink? Da. Tu vrei pink? Da. Ăla nu-i pink, ăla e purple. Pink. Pink. Hai să căutăm culoarea asemănătoare cu cea a canapelelor noastre. Hai cu mama, vin aici. Prea mari florile. Îmi place că are și turcoaz și gri. E foarte fain, dar are prea mari florile. Vreau ceva mai simplu. Și ăsta e interesant. Dar nu-mi place materialul. Ia, vine să vezi. Drăguț, nu? Marble, așa. Dar materialul e urât, nu? Mm-mm. Nu știu dacă e chiar de calitate materialul. Uite, și ăsta e fain. Dar nu sunt culorile care le caut eu. Îți place ăsta? E pain. E pain? Și ăsta e pain. Da, și ăla e fain, Maria. Ai dreptate tu. Ce vrei tu? Ia uite, Andreea, ce frumos e ăsta. Ăsta e super fain. Mamă, ce frumos e. Chiar e frumos. Are și turcoaz și gri și are și auriu, vezi? Îți place? Sau nu prea? Nu știu ce să zic. Doar nu pun toată casa. Am așa un pic, știi? Hai să vedem dacă mai sunt altele, dacă nu luăm pe ăsta, nu? Nu-ți place ție? Hai să vedem. Maria vrea tapetul ăsta. Dulci? Ce ai zis, fată? Dulci? Vrea și ea dulci? Aia. Uite, ăsta e gri, dar e prea simplu. Ia, Maria, unde ești? Da. Vezi că tu le vezi la picioruții, lasă-l jos. Lasă-l jos, mama, pune-l aici. Să nu te lovești, da? Uite așa. Ia, vino aici. Vino aici, Maria, vino aici. Am găsit ceva. Andreea, vino să vezi. Ăsta cred că e foarte fain. Wow, super frumos. Am găsit unul. Pai. Frumos tare. Ce frumos este. Nu? E frumos, da, da. Merge sala. Am și pertelile și canapeaua. Merge. Nu știu dacă merge canapea asta. De ce? E înspre verde, nu? Canapeaua asta. Nu, e albastru închis. Eu zic că merge. E foarte frumos, dar e închis la culoare. Ce frumos e asta într-un dormitor. Nu? Superb. Pe un perete în dormit într-un dormitor. Nu? Ce-i, mama, frumoasă mea? Hai din nou, hai. Unde-i Maria? Unde-i Maria? Unde-i? Acolo este! Hai la mama! Yay! Andreea, uite, am mai găsit ceva, vino să vezi. Cu verde? Am găsit ceva cu gri. Este prea simplu? E și prea închis. Aici sunt. Și fain asta. Ce, mama?
Vino aici, Maria. Da, da. Da, da. Sunt prea multe, nu putem să-mi decidem. Cred că, dacă eram mai puțini, cred că era mai ușor de decis. Asta nu... Ce tare e asta. Asta vara merge pe experiențe. Așa într-un... Într-un colț, într-o sfragerie cu flori din alea mari, știi? Colț al casei, știi? Mhm. Uite și pe verde. Uite și ăsta e frumos. Cred că ne decidem, cred că rămâne la Andreea, care am zis eu prima dată. Care a zis tu că e prea încărcat. Doar nu pun mult, știi? Doar un pic. Ia, ce tapet ai luat până la urmă? Nu prea pot să-l arăt. Asta că... Asta, unul cu flori. Interesant, totuși. Prețiucă. Acum ce trebuie să trecem la treabă. M-am întors înapoi la magazin. Credeți? Am pierdut cheia de la casă. Nu știu unde am lăsat-o. Am lăsat-o din mână și acum am întors la magazin să o caut. Hai să vă arăt unde era cheia. Slăviți să fie Dumnezeu, am găsit-o. Trebuie să memorez momentul ăsta, că sora mea o face cam rar să mă ajute cu mâncarea. Dar ea pleacă la facultate după amiază și trebuie să pregătim împreună ceva de mâncare pentru copii. Așa că ne-am gândit să facem o tocăniță de legume cu cârnăciori. Am mai pus foi de dafin, mix de boabe de piper și boia de ardei dulce. Am pus apa. Peste care o să pun capacul și lăsăm totul să fiarbă. Am pus și roșiile, am pus și verdeața. Nu vă imaginați cum miroase, superb. Extraordinar. Poftă bună! Tani, potani, peripeții. Vă urez poftă bună și la fete. Și la Maria, Maria Rămâniucă. Și mie poftă bună. Da. Ce surori frumoase am, uitați-vă voi puțin. Da, da, aici și ne și grăbim la școală. Da. Și e și cald afară. Uh-huh. Am luat două perechi de pantaloni din România pentru soțul meu și sunt mari. Eu i-am luat mărimea pe care o poartă el de obicei, dar am mai slăbit și așa că o să merg la croitorie să-i ajustez puțin ca să-i vină, să-i poarte. Bine că am croitorie chiar lângă mine. Aici. Așa. Să vedem și... Am lăsat pantalonii la făcut, mă costă 15 lire. Îmi cerea 20 și am insistat să-mi lase cu 15. Sper să-i facă bine. Săracul frigiderul meu arată groaznic. Trebuie să îl organizăm, să scoatem de aici tot. Le-am băgat repede în grabă când ne-a cumpărat soțul de la magazin, dar acum le scoatem și ștergem frigiderul, spălăm, vedem ce e bun, ce nu e bun, desfacem din pungi. Rămâneți cu mine. Și aici, de toate. Am scos-o din frigider. Este cum este. Am aici apă cu detergent de vase și o să spăl frigiderul, nu înainte de a pune și puțin spray degresant. Și aici în colțul unde a curs sirop și ketchup. Și apoi îl spălăm. Gata aici. Perfect. Acum o să spălăm sertarele și rafturile. Aici sunt în chiuvetă. O să le spălăm și le lăsăm la scurs. Perfect! Și pe ușă au mai rămas sertarele de pregătit. În partea de sus avem sosul, dulceață și ce mai avem. Aici avem brânzeturi și feliate. Aici e brânza care am luat-o de la magazin. Am pus-o în castroane să nu se strice, ca să o pot mânca repede.
Avem fructe, avem legume. Și am pus toate ouăle aici sus, ca să fie la îndemână și nici să nu ocupe foarte mult loc în frigider. Da, cam asta. Ce-i, Sibire? Ce-i spune? Da, în continuu la muncă. Ai alergat în continuu la muncă, da? De ce? Am avut 338 de pachete. Soțul meu lucrează la Amazon. Lucrează pentru Amazon. Acum am mâncat super pe fugă ca să ajungă la biserică.